Da? Da. Ai legătura. Doamne ajută! Ce faci? Râd mult. De ce? De statul de drept. De râd mult și de râd. Ai auzit că Puiul Popoviciu și-a schimbat numele, nu? Și de... să-și schimbe ce vrea el. Cum îl cheamă? Adică cine a zis? Nu, nu am văzut. Îl cheamă acum Momoviciu. Cum? Nu mai cheamă Popoviciu, îl cheamă Momoviciu. Păi da, îl cheamă Muiu Momoviciu exact. Acum, pentru că e numele corect după ce a încasat Codruța și onorata instanță. Deci râd de Codruța și de onorata instanță, râd mult, râd. Râd pentru că mi se pare foarte, foarte amuzant. Dar n-ai vrea să reformulezi, cum ai zis? Râd de Codruța și de onorata instanță. Nu, de numele omului, adică. Păi, de ce? Că e, după aceea, în loc de P, poate să fie cu M. Sau poate să fie cu C. Cuiu Cocoviciu, de exemplu. Sau care e problema? Dar cred că mai corect este Muiu Momoviciu în momentul ăsta, având în vedere. Deci, secvența cu milițienii, polițiștii, pe care scria poliția așa. Îți dai seama. Și s-au dus, bloc ei, în care și s-au dus într-un bloc. Nu mai fost de ani de zile. Deci s-au dus la un bloc de nefamiliști, gen, înțelegi? Și se uitau așa, deci se uitau. Ai văzut? Ca să intre în bloc, adică nu puteau să intre în scară. Uite-te un pic, te rog frumos. Deci poliția, au veste pe ei să nu-i atace Muiu Momoviciu cu unghiera. Fii atent aici. Cu pila de unghii și... Duduia reporter de la Antena 3 și ia, nu putem să intrăm în bloc, adică, poliția, deschide, nu deschide nici dracu. Bun, și uite, acum citesc lista de la întreținere să vadă, bă, avea Puiul Popoviciu datorii la întreținere, gen, știi? Poate cine știe, nu și-a plătit întreținerea, a poate. A schimbat contorul și are a pus... Are apometru. Exact, apa din jacuzzi a pus-o pe paușal. Înțelegi, gen, ia uite. Poliția, am venit să-l arestăm pe omul de afaceri Popoviciu. Da, noi nu știm, noi suntem altcineva. Da, uite că nu poate să intre în bloc. Ei, lasă că nu-i problemă. Și dacă intră, tot degeaba intră. Hai, aici mai încercați. Uite, tu crezi că Popoviciu va mai ajunge vreodată în România? Drept. Ia uite-l pe statul de drept. Ia uite-l pe statul de drept. Încurcat în butoane. Foarte tare. Bun. Deci îmi place, sunt fan. Râd mult, deci în continuare de statul de drept, râd de Codruța, uite că au intrat. Hai că până la urmă au reușit să intre. Bun, hai, ai văzut. Hai să auzim. Da, vreau să-și aud, să vreau să sunt fan. De ce ești tu acolo sus? Ați venit să-l luați pe Puiul Popoviciu? Am venit să punem acceptare mandatul. Ați venit să puneți acceptare mandatul? Da. Poliția ca să ne pui din aici. Nu știți dacă este la adresă, nu? Nu, 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 nu. Mă omoară tensiune, vezi? Adică la nu... La poliție suntem, vă rugăm frumos să ne deschide și nouă ușa. De la poliție suntem. Vă căutăm pe domnul Puiu Popoviciu. Deschideți-ne, vă rog, să facem și mai treaba. Mergem în apartamentul cine nu veni la dumneavoastră. Deschideți-ne, vă rog. Mulțumesc mult. Uai, da. Bă, băiatule, bă, deci foarte tare. Ceva mai tare, rar. Deci nu se poate ceva mai tare, îți dai seama. Deci eu zic venit... că e prea tare să mai vedem o dată. Au venit ăia doi să îl înșface, să îl înhațe pe Popoviciu și ălălaltul era la ăștia, bă, dintre noi trei care știe să vorbească asta. Dar ai văzut că era săracul timid. Am venit să-l luăm pe Puiul Popoviciu. Nu, nu, aud. De unde? De la curierat? Nu. Ați venit să-l luați pe Puiul Popoviciu? Roxana face treaba acolo, da. Nu o să vedea. Ia, dar mie îmi place tăcerea aceea surzitoare care se lasă acum. Da, acum e, fii atent. Și intră și microfonul de la Digi în cadru. Uite, fii atent. Intră. Ăla de la Digi a prins curaj, zic, băi, pare că nu-i cu bendeia acum. Ia, fii atent, hipsterova, ia. De la poliție suntem, vă rugăm frumos să ne deschide și nouă ușa. Nu deschidem la hoț! Mai țineți minte? De la poliție suntem. Vă căutăm pe domnul Puiu Popoviciu.
Deci parcă e secvența cu Alina Gorghiu în campanie electorală. Constatăm și noi treaba asta. Mergem la apartamentul cine nu veni la dumneavoastră. Doar deschideți-ne ușa. Suntem băieții cu gunoiul, dacă puteți să... Da. Am venit să luăm gunoiul și dacă avem un coleg bolnav... Dumnezeu, da, foarte rău. Foarte amuzant. Deci foarte amuzant. Dar mai ții minte când s-a dus Alina Gorghiu în campanie electorală și vorbea cu copilul ăla pânușă? Da. Eu cred că în blocul ăla stătea și Puiu Popoviciu. A zis, băi, copilul ăla era tare, iau apartamentul ăla. Bun, deci, eu cred că Puiu Popoviciu acum e la o piscină în Belgrad. Sigur, nu e ora potrivită, dar nu e nicio problemă. Poți să distezi și noaptea la piscină. Dar în Belgrad, crezi tu? Păi nu știu, dar ce are? Adică există o metodă și funcționează. Apropo, ăștia, toți slugoii lui Chioveșii care fremătau, l-au prins pe Ghiță. Unde e Ghiță? Bă, nu știu, mă, ia. Bă, Ghiță, unde e, mă? Bă, ia unde, nu e Ghiță. Ha? Ziceau că vine, gata, îl aduc pe Ghiță, îl rupe cu bătaia, Codruța. Era o frenezie, toți ăștia, toți insolvenții, toți. Unde e Ghiță? Răspuns corect, unde vrea el? Eu cred că nici nu vine, adică... Ai. Zici? Eu cred că și Popoviciu e tot acolo, adică unde vrea el. Și dacă e adevărat, dacă e adevărat că domnul Puiu, Chicken, Mr. Chicken, Puiu Popoviciu, este cetățean și cetățean american... Păi Chicken nu mai e. E, dacă era, asta zic, dacă era adevărat și asta, niciodată. Putea să fie, cum să zic, în Washington DC, lângă Casa Albă. Putea să stea în hotelul lui Trump. În penthouse, știi? Și nu mai venea că nu aduce nimeni cetățenii americani în România să le facă românii justiție. Eu de-abia aștept să comentez un pic asta cu prejudiciu, prejudiciu, știți, cu prejudiciu. De ce nu s-a confiscat nimic în cazul lui domnul Chicken, lui Mr. Chicken, nu? Pe ce să se confiște, prietene? Noi știm ce e pe terenul lui Popoviciu as we speak, adică în momentul în care noi vorbim acum. Este US Embassy. Ce să se confiște? Am înnebunit cu toții? Ni s-a urât cu binili? Hai să ne vedem de treabă și să fim toți patriot. Cum să se confiște? Deci, nu se confiscă nimic, că e partenerul strategic care clădirile pe teren. Punct. Și de la capăt. Și cu asta basta. S-a închis. S-a închis treaba. Puiul e unde vrea el. Altfel, sigur, foarte amuzant toată frăsuiala asta. Deci dacă urmărești propaganda, eu râd ca un cocoșat. Dar n-am urmărit deloc, ce fac, râd ce ca propaganda? Un cocoșat. Deci este o de la, știi că în sfârșit am mai obținut Codruța o condamnare, că îți dai seama, plângea masa de atâta timp. Cu toată dragostea, dosarul ăsta nu e făcut de Codruța. Nu adică. E făcut de Codruța, dar se pune la Codruța. Deci, după ce Codruța, vorba aia, a ieșit și în ședință și zisă, bă, haide, bă, că ce făcurăm? Să duse, încearcă disperată să-l facă pe ăla, pe Dragnea, încearcă, deci nu mai știe ce să-i mai facă, să intre cu crampoanele înainte, să, haide, bă, mori, și ăla încă, eu pot să încasez, aoleu, înțelegi? Așa. Pe Ponta n-a putut să-l facă, știi cât a fost prim-ministru, au încercat să-l facă pe Ponta, să-l dea jos, să aia, să-i laltă, na, bă, nu s-a dat ăla dus. S-a întâmplat tragedia din colectiv, au profitat pe de aia, Ghiță, da, Codruța. Pe Ghiță nu, bă, pe Dragnea deocamdată, iete că totuși nu. Pe nimeni nu, practic, bă, ce facem? Și toată lumea a zis, băi, gata, mă, băi, uite, mă, aici. Deci era portretul perfect al, cum să zic eu, al infractorului de serviciu. Adică, bă, magnatul, bă, mogul, alea, a luat terenul, bă, terenul, bă. Ei, și era așa o frenezie, adică da, cătușe. Da. După care... Știi? S-a transformat așa într-un vaiet și într-o tânguială și... Nu e Puiu! Nu. Nu băgăm pe nimeni la pârnaia azi? Nu. Da. Asta e. Și cu prejudiciu? Nu era da, tot să ieși cu prejudiciu? Prejudiciu vine acum, e pe drum. Stați așa că vine, stăm toți pregătiți, puc, că vine prejudiciu. Pe terenul lui domnul Chicken, lui Mr. Chicken, nu e numai US Embassy. Sunt și foarte multe companies. Foarte multe companies cu foarte multinaționale, cu very much money and power and influence,
la nivel mondial. This is not good. N-ai ce să adică, băi, ia confiscăm noi terenul lui Popoviciu cu tot ce e pe el. Say what? Nici nu s-a pus problema. Este, de exemplu, gigantul mondial IKEA, printre mulți alții. Știți care IKEA e cu hashtag resist? Păi vor hashtag resist în continuare pe terenul Muiu fără nicio problemă. Știi că ei sunt cu resist cu astea. Ei iau lemnul de aici, de la Cromoșpan, cum am văzut în documentarul făcut de France 2, fac mobiluța aia lor, hop, eroina. Și în continuare hashtag resist. Deci, să terminăm cu prostiile, să ne băgăm minții din cap. Cu apropo de terenul lui Puiu. Da, am înțeles că, uite, domnul Bolca și-a spus de fapt, că... Nu i-am dat decât o interdicție de a intra în România lui, lui Puiu Popoviciu? Cum să-i dea interdicție de a intra în România? Dar avea nevoie? Adică omul era disperat. Domne, vreau să mă duc în România, să mă aresteze și pe mine. Nu aveți voie. Nu, dar vă rog, dar insist. Hashtag insist. Nu se poate, nu. Cum adică avea interdicție de a intra în România? Nu, că acum zic că i-au dat, adică această acum, condamnare e doar o interdicție de a intra în România. Nu mai vii o vreme, amuzantă. Stai și tu acolo. E amuzantă. Dar nu cred, eu nu cred că, nu, eu nu cred că a fost vreo înțelegere sau? Na. Eu cred că pur și simplu ăla a plecat că așa a vrut mușchiului și cu asta basta. Adică, așa cred. Ia să fi încercat să plece oricine altcineva care avea o decizie la Înalta Curte de Casație și Justiție. Păi nu cred că a plecat azi, cred că a plecat mai de mult. N-a mai stat să aștepte. A zis, bă, mă omoară suspansul. Hai să fiu eu la Palm Beach. Am ales așa o destinație, puteam să aleg oricare alta. Ia să aștept eu la Palm Beach decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție din România. Și a venit, deci nu cred că astăzi a plecat. Adică nu cred că era cu rucsacul pregătit și cu Adidas și de fugă în poziția de în block start. Chiar și așa, de mult. Chiar și așa, Becari, îți aduce aminte, el vrea să plece nu știu unde, cu o săptămână, două, nu mai știu, înainte de verdictul lui final. Și l-au luat de pe aeroport. A zis, da, domnul Becari, dar veniți cu noi puțin. Păi de ce? Poate n-a plecat de la aeroport. Ia veniți cu noi, vă dăm un control judiciar mic așa. I-au făcut un dosar care n-a mai fost deschis niciodată. Mă, și Becali avea terenuri. Și domnul Muiu avea terenuri. Și domnul Gigi avea terenuri. Dar pe terenurile lui Digi, lui Gigi ce era? Pe terenul lui Gigi ce era? A greșit aici. Păi nu era mare lucru. Adică erau niște fose septice pe terenurile lui Gigi. Că înțeleg că nu e canalizare în Pipera. Asta e? Deci e cu fose. Deci pe terenurile lui Gigi erau fose, pe terenurile lui Muiu erau... Nu erau. Erau niște șmecheri mondiali. Vezi? Asta e... Altfel, hei, da, a fost, sunt fan, da, a justiție. Fost bun Popoviciu la faza asta. Popoviciu, să ne înțelegem, nefiind un monument de inteligență. Deloc. Nu, adică... Eu nu știu, eu cred că... Cum cred nici Ghiță dată, nu era un monument de inteligență. Ghiță avea mult tupeu, dar atât. La un eveniment deci... așa, cred că l-am zărit, dar eu nu l-am întâlnit niciodată pe... Eu n-am vorbit niciodată cu Popoviciu în viața mea. Nu te-am auzit, dacă poți să mai zici? Da, spuneam că nu știu să-l evaluez dacă e deștept sau prost, bun, pentru că n-am vorbit cu el. O singură dată l-am zărit și știu, am impresia că mi-a întins mâna așa, e să-mi pui Popoviciu. Foarte bine. Și te lauzi, nu i-ai zis? Te lauzi? Și asta e de lăudat? Da. Da. Și tu nu i-ai zis, ne-ai dat și eu nu sunt. Și eu sunt Puiu Popoviciu, eu nu. Da. Destul de bun asta. Da. Dar ăsta... deci nici eu nu l-am cunoscut pe domnul Popoviciu. Dar de, cum l-am văzut că glăsuiește, plus tot felul de povești care nu erau, adică nu erau legende sau ceva, nu, erau povești concrete, bazate pe niște chestii confirmate din mai multe surse. Nu era, deci așa, neinteligent, așa, făcea nu era toată treaba asta? Nu era Kasparov. Bun, nu era Kasparov, dar și-a făcut un imperiu, eu cred că... La momentul ăsta, Popoviciu este unul dintre cei mai bogați oameni din toată regiunea, adică nu-i... El a și avut un start bun. Adică el a avut un start bun. De la Dincă te leagă. Păi. Deci omul, când a pornit, n-a pornit de la, din cartierul muncitoresc, Balta Albă, vecin cu porumbul. Știi? La mine, în spatele blocului, se cultiva porumbul când m-am mutat eu în cartierul muncitoresc. Și acum ce? Balta Albă. Acum nu mai e porumb sau e... din aia, cum îi spun, rapiță. Că se rotesc culturile, știi? Asta e. S-au mai construit niște blocuri până la rapiță, știi? După care, cred că peste gârlă e cartierul Negoiță, ăla, știi? Pe persoană fizică. Dar peste gârlă, încolo, în partea altă. Bun. Peste gârla care era, când m-am mutat eu, complet neamenajat. Adică era gârla aia, sălbatică. Deci Amazonul, gen. Amazonul local. Așa. În sfârșit, deci omul a avut un start bun. Na. Când ai un start bun,
Asta e. Și acum a avut un start bun, vezi? El la start a stat, întotdeauna cu start a stat bine. L-a luat ca din pușcă. Da, vezi? Deci el a fost generalul Ludincă te leagă, nu? Da. E, acum putem să spunem că a fost generalul Ludincă nu te mai leagă. Asta e. Vezi? Te lega până te lega, după care nu te mai lega. Asta e important, să știi când te leagă și să știi când nu te mai leagă. El a fost pe partea corectă când te lega și pe partea corectă când, ca să nu te mai lega. Vezi? Se întâmplă tot felul de lucruri. Da. Oricum, râd mult, 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 mă amuz absolut copios. Nu știu, Zău, dar ce tu te gândești? Adică, este totuși, nu, să nu se înțeleagă greșit, adică râd așa, dar râd cu tristețe, pentru că mă gândesc totuși la statul de drept din România. Mă gândesc inclusiv la magistrați, fie procurori, fie judecători. Adică, ce facem? Unde o să ajungem? Mihai, unde o să ajungem? Nu știu, Mircea, nu știu ce să spun. Unde pleacă, unde ne pleacă și anume condamnații când pleacă? Știți? Adică, domne, în cazul lui Ghiță era o dublă tristețe. Vezi, domne, oamenii de afaceri ne părăsesc. Domne, ne pleacă tinerii IT-și din țară, m-am gândit atunci. Da. Și acum? Și acum, înțelegi, acum ne pleacă IT-știi mai bătrân, dar oricum, el era și IT-ist, era ce vrea el. Trebuie să fii. Da, te-ai văzut povestirea aia, deci relatarea conversației dintre el și șeful de la 2 și un stres și un polițist judiciar, le explica el, băi, eu l-am salvat pe Băsescu de pârnaie, bă, că am vorbit cu Talpeș, că nu știu ce, ai văzut aia? Păi știu, eu cred că a vorbit cu Talpeș. Da, n-am niciun duel. Talpeș care a fost la SIE. Păi unde? Bun, a fost și la SIE, a fost și vicepremier pe Siguranță Națională, adică pe... Adică la SIE. Bun, și el avea atât tupeu, atât de mare tupeu, încât el simțea nevoia să și povestească treaba asta. Foarte tare. Păi, ce i se întâmpla? Tu dai seama cum îi chema pe ăsta, îl chema pe ăla de la 2 și un sfert, zicea, băi, ia... L-a întrebat, iau loc sau nu? Nu, deocamdată nu. Ia prefăte că ești de la 3,14. De la pi. De la 3,14, 3,14. Iar fata lui Băsescu zicea să rumâna. Băi, știi, mie mi-e rușine, mă. Zice să rumâna, pe ce este o popă? Nu era. Dar... Pe partea de SIE, dacă tot am început. Pe partea de SRI am vorbit până am venit. Pe partea de SIE, așa chiar mi s-a părut că i-am nedreptățit cumva. Deci, ei nu știu dacă ne-au nedreptățit pe noi, dar mă rog. Ei cu siguranță ne-au nedreptățit pe noi. Ei. Ei practic ne-au rupt cu bătaia. Dar nu-i nimic, uite că nu ne-au omorât și asta e. Viața e rotundă, cum spunea un bătrân ognaș. Așa. Bun, în sfârșit. Domnul Cristi Burci, de exemplu. Opa. Am putea să-l sunăm pe domnul Cristi Burci, un apropiat al SIE. Nu că spune el asta, nu e nici măcar, adică pe lângă faptul că e evident, la dracu el se dă mare lumea. Da, da, cum se dă și madama aia, cum o cheamă. Mereu uit cum o cheamă pe aia. Neplăcută aia. Cu hashtag rezist, cum o cheamă? Vințan. Vințan, așa. Bun, deci domnul, am putea să-l sunăm pe domnul Cristi Burci, că și dânsul este cetățean american, dar dânsul chiar e, dânsul domnul Popoviciu nu mai e? Dar de ce nu mai e? Adică a fost și nu mai e? Și sau că a renunțat la cetățenie. Cred că a renunțat la cetățenie. La cetățenie americană? Fi vrut să renunțe la aia română. Cum să renunțe la aia americană? Adică, cred că povestea e legată de taxe. Adică el, dacă era cetățean american și avea toate business-urile astea, eu cred că el ar fi trebuit să plătească niște taxe mari prin Americula. Crezi? Da. Păi e tratatul duble impuneri. Păi este. Dubla impunere nu cred că e... Păi este, dar nu știu să-ți explic foarte exact, dar cred că aici a fost treaba. Deci, domnul Burci, de exemplu, care a avut și el niște dosare penale după care nu le-a mai avut. Știi asta? Da. Deci una, două venea DNA-ul și zice, am calculat noi un prejudiciu de 54 de milioane de dolari. Îl urmărim penal. Mai treceau câteva săptămâni, am calculat greșit. Este zero prejudiciu, nu mai îl urmărim penal, îl scoatem de sub urmărire. Acum câteva, un an, nu? Parcă așa? Ia că, păi, ia să-l urmărim penal, mă, pe Cristi Burci. Cred că venise chiar Diicotu, a zis. Da, Diicotu între timp e că e piticot, că n-a mai dat niciun semn. Da. Domnul Burci tot, e American citizen. Dar știi că atunci au vrut să-l și aresteze, adică îl plimbau, cu tare, era cu mascații, cu asta. Da. Și după aia au zis, ce au zis după ce, sau n-a mai zis nimic? Nu, ei n-au mai zis nimica. Cred că a fost așa, la un moment dat cineva a zis no.
Ok, 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 ok. Excuse ai văzut, me. L-ai văzut pe Joe Pesci în armă mortală. Ok, 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 ok. Ala, exact așa, știi? Și nu, 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 ok, ok, ok. Da, e deci, foarte bună aia. Da. Da, asta, deci domnul Burci ar putea să ne ajute acum, totuși pe speța cu puiul Popoviciu, zic eu, că ar putea să ne ajute așa un pic, în sensul, domnule, cum să, că el are și el are experiență, are, știi? Vorbește mai multe limbi. De-abia aștept să mai comentez un pic în emisiune. Știi că în România 70% dintre bănci au pierderi, săracele? Adică lucrează în pierdere. Știi da. Asta? Și nu plătesc impozit pe profit, că n-au. Adică-s pe pierdere. Înțelegi? Da. Băi, eu mă întreb, săracele bănci, băi, vă vedea asta, băi, 70% bă, din băncile din România, bă, sunt pe pierdere, mă. Eu mă întreb cum dracului hashtag rezistă în condițiile astea vitrege, nu? Nu zine să plângi? Ba da, mai ales că și cred. Că n-au pic de profit. Da. Sigur că da. Pentru că, vedeți, în România, prin lege, ești obligat să lucrezi cu banca. Prin lege. Deci dacă ești salariat, în principiu trebuie să ai un cont la bancă. Dacă ești firmă, nici nu se pune problema. Deci ești obligat. Da. Bun. Când rulezi bani pe cont, că extragi, că ți intră, că ți iese, că plătești, că faci, că dragi, plătești comisiuni numai din asta. Și pur și simplu, știi, stau băncile așa, la ele în curte, așa, e ca și cum ar avea o sondă, știi? Mereu folosesc comparația asta, că e foarte corectă. E ca și cum ai avea în curte o sondă, știi? Și că se ridică aia $100, să coboară $100. Hop, și zici, păi, frățioare, m-am uitat un milion, aia am făcut $10,000. Hai că mă mai uit 5 minute pe ziua dată și după aia mă plec la bambu, știi? Deci cam așa e, știi? Bă, da, le intră aleafa la cetățeni. Ia uite, ai văzut? Ia, te-a plătit nu știu ce firmă, nu știu ce. Vum! Și tot așa. Și după aia când tragi din ei la final, bă, să nebunesc, suntem pe pierdere. Da. Hai să nu fim noi pe pierdere, să luăm pauză. Dar hashtag rezist. Da! Hashtag rezist! Bravo! Yes! Emisiune!